nu cumpărați medicamente vândute de necunoscuți și nici produse sanitară și de protecție. Nu vă lăsați înșelați în această perioadă de cei care vă promit lacuri pentru coronavirus. Deseori vin cu un preț foarte mic și livrarea se poate face și la domiciliu. Așa își vând impostorii marfa. Evitați să faceți orice astfel de achiziție. Atenție la apelurile de la bănci și e mail -uri. e -mail pentru phishing, transferurile bancare autorizate și schemele care implică cumpărarea sau falsa vânzare de bunuri sau servicii sunt în creștere în străinătate și nu este exclus să apară curând și în România. Nu deschideți mailurile suspecte, nu furnizați date personale, nu furnizați date bancare, nu dați crezare persoanelor necunoscute care se prezintă ca reprezentanței unor bănci ai guvernului sau furnizori de servicii de sănătate. Nu credeți ofertele avantajoase legate de creditele dumneavoastră. Pentru orice dubiu, consultați banca la care aveți împrumut. Atenție și la mail suspecte. Indicat este că acolo unde avem un link, să nu apăsăm direct pe el, ci să-l scriem manual într-un alt browser. Important este să nu dăm click pe linkurile din interiorul e deoarece în spatele acelui mesaj se poate ascunde un link mult mai mare, mult mai lung sau poate duce către un alt site, unul infectat sau care poate fi fraudulos. Mesajele sunt distribuite nu doar prin e ci și pe rețelele sociale. Mare atenție la escrocii care vă bat la ușă și poartă combinezoane, măști sau mânuși și se dau drept medici. Medicii nu bat din muşanușe și nici din poartă în poartă în această perioadă. Dacă nu prezentați simptome și nu ați solicitat ajutor la 112, DSP sau medicul de familie, nu deschideți scrocilor. Sunt hoți îmbrăcați în medici sau persoane care pretind că vin să facă teste medicale și să dezinfecteze casele. Dacă primiți aceste vizite, sunați imediat la poliție. Anunțați și prietenii sau rudele. Atenție la necunoscuții care vin și se prezintă drept reprezentanței autorităților locale pentru a colecta date despre numărul numărul de persoane vârstnice din locuință sau starea lor de sănătate. În această perioadă, autoritățile locale fac astfel de verificări, însă aveți grijă să dați datele numai unor persoane autorizate reprezentanți ai primăriilor. Nu deschideți și nu permiteți accesul în locuință, nu dați date personale și nu achitați nimic necunoscuților. Furnizorii de servicii, curent electric, cablu, apă și canal intervin doar atunci când sunt solicitați și vor prezenta documente justificative. Dacă nu ați solicitat, nu dați crezare necunoscuților sau verificații.